Bună ziua și bun găsit tuturor! Numele meu este Marieta Larion și sunt reprezentant de vânzări în cadrul Syngenta România. Înainte de a mă alătura echipei Syngenta, am fost pasionată și atașată în mod special de pomicultură. Am petrecut mai mult de 10 ani lucrând efectiv în livadă, îngrijind pomii din momentul plantării și până la recoltat, asigurându-mă că obțin cele mai bune producții în diferite condiții pe care le-am întâlnit an de an. Știu câtă muncă și câtă emoție stă în spatele unei producții de succes. Astăzi ne aflăm în județul Vrancea, într-o livadă de măr pe 36 de hectare, cu soiurile Golden, Fuji, Gala și Pinova, dar și o suprafață de 4 hectare de vișin, 10 hectare de cireș, toate plantate în sistem super intensiv. Vreau să vă prezint aici, în livadă, din punct de vedere practic, recomandările noastre privind combaterea rapânului în pomicultură, respectiv Venturia. Ce ar trebui să știm despre combaterea rapânului? Cunoștințe despre biologia bolii, stadiul infecției, istoricul presiunii infecției din livadă și, nu în ultimul rând, utilizarea eficientă a produsului potrivit la momentul potrivit. Rapânul este produs de ciuperca Venturia, fiind cea mai întâlnită și păgubitoare, aș putea spune, afecțiune în cultura mărului și părului, care poate afecta semnificativ cultura, atât din punct de vedere cantitativ, dar și calitativ. Ciuperca iernează pe frunzele infectate căzute pe sol sau camiceliu de rezistență pe ramuri. Primăvara, în funcție de condițiile climatice, temperatură și umiditate, începând cu aproximativ 20 martie, sfârșitul 1 martie, până la începutul lunii iunie, are loc infecția primară, care este și cea mai periculoasă. În acest interval critic de aproximativ 10 săptămâni, planta este foarte sensibilă la atacul de rapăn. Infecția primară are loc în mai multe valuri, în funcție de condițiile climatice, dar și de maturarea ascelor cu ascospori. Infecția primară cu ascospori se produce în condiții optime dacă avem frunzele și fructele umectate o perioadă mai mare de 9-10 ore și o temperatură de peste 7 grade Celsius. Apariția primelor semne are loc în funcție de temperatură în 7 zile dacă temperaturile sunt mai ridicate sau până la 18 zile dacă temperaturile sunt mai scăzute. Frunzele puternic afectate cad, ducând la defolierea pomilor. Defolierea prematură a pomilor influențează negativ creșterea producției, în sensul că fructele ne vor rămâne mici, maturarea lemnului este deficitară, iar diferențierea mugurilor de rod pentru anul viitor nu este optimă. Atacul pe fructe apare sub forma unor pete care poate conduce la deformarea fructelor, uscarea fructelor, crăparea în zona petelor, fructe cu o valoare comercială redusă, o rezistență slabă la depozitare. Infecția târzie pe fructe toamna nu se observă la momentul introducerilor în depozit și continuă pe perioada depozitării, afectând astfel fructele aparent sănătoase. În sprijinul fermierilor pentru combaterea rapânului, compania Syngenta pune la dispoziție un sistem de alerte meteo gratuit, conectat prin 10 stații meteo care se află în diferite bazine pomicole din țară. Puteți accesa acest serviciu accesând site-ul nostru www.syngenta.ro, apăsând iconița dedicată. În urma datelor înregistrate în sistemele suport, putem stabili strategia de combatere și momentul aplicării.
ridicări. Înainte de apariția bolii, recomandăm aplicarea fungicidelor preventive de contact, precum cuprul. Syngenta recomandă produsul Coprantol Duo, un produs care este omologat în diferite culturi horticole, cartofi și plante ornamentale. Coprantol Duo este un produs unic prin formularea sa cu două substanțe pe bază de cupru cu acțiune sinergică, hidroxidul de cupru și oxiclorura de cupru. Hidroxidul de cupru acționează preventiv, antisporulant, formând o peliculă pe suprafața plantei și previne infecția, oxiclorura de cupru, o substanță activă de contact, care acționează preventiv împotriva germinării sporilor, dar și a pătrunderii micelului în plantă. Coprantolul Duo a fost creat tocmai pentru a maximiza beneficiile celor două forme de cupru, acțiunea rapidă a hidroxidului și persistența în timp a oxiclorurii. Formularea sa și dimensiunea granulelor permit o solubilitate excelentă și o manipulare sigură pentru utilizator. Coprantolul Duo este un fungicid puternic, preventiv, cu efect multi-site împotriva rapănului, dar și cu o activitate secundară împotriva altor boli întâlnite în pomicultură. După confirmarea infecției cu rapăn și a intensității infecției, intervenim cu produsele cu acțiune curativă, Corus și Score, produse consacrate. Momentul optim pentru aplicarea produsului Corus este primăvara de vreme, când temperaturile sunt sub 10 grade și este foarte eficient pe frunze și flori. Produsul Score, momentul optim pentru aplicarea lui, este când temperaturile sunt peste 10 grade și este mai eficient pe fruct. Recomandăm aplicarea produselor Corus și Score împreună cu un partener de contact în doze normale din ambele produse și aplicarea imediată la un interval de 40-48 de ore după instalarea infecției. În caz de infecție ridicată, repetați tratamentul la 5-7 zile. Recomandăm aplicarea produselor Corus și Score preventiv și nu ca pompieri salvatori. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți la curent cu noutățile Syngenta și vă doresc un an cu recolte bogate și sănătoase.